Pare greu de crezut, dar da. Poți să-ți dublezi numărul de FPS-uri cu orice placă video în Cyberpunk. Sunt Tiberiu de la acel.ro și azi o să vedem cum se face. Există două tehnologii, upscaling și frame generation. Undeva prin 2022, Nvidia s-a prins că poate crește numărul de FPS-uri generând imaginile la o rezoluție mai joasă, care implică calcule cu mai puțin pixeli, iar mai apoi să mărească poza așa cum o mărești din Photoshop folosind ceva AI, astfel încât să generezi o imagine apropiată ca și calitate de imaginea generată la rezoluție mare, calculând toate efectele și texturile jocului. Asta este partea de upscaling. Tot din familia asta de optimizări, care folosesc o rețea neuronală, a apărut și frame generation. Ceva în gen găsești și în Adobe Premiere. Ei spun Optical Flow. La fel, pe baza a 2-3 frame-uri consecutive, au antrenat ceva AI să mai genereze un frame intermediar. Treaba asta, ca și upscaling-ul, consumă mai puține resurse decât dacă ar genera poza calculând toate poligoanele, texturile, luminile și efectele care sunt într-un joc. Nvidia cuprinde aceste optimizări sub numele de Deep Learning Super Sampling, DLSS. Partea de upscaling merge pe plăcile seria 3 și seria 4, partea de frame generation doar pe seria 4. Zic ei că e ceva nevoie de niște hardware și din cauza asta nu merge și pe alte plăci. Acum, de-ai dracului și de invidioși, ce sunt? AMD s-au gândit să le strice combinațiile și au scos și ei ceva similar de LSS, numit Fidelity FX Super Resolution, FSR, care în septembrie 2023 a ajuns la versiunea 3 și a adăugat și opțiunea de frame generation. Partea cea mai tare e că merge pe orice placă, nu doar AMD. Și pentru că există și o parte bună atunci când există concurență, și Intel a intrat în joc și au scos și ei ceva care face fix același lucru și la fel merge pe orice placă. Se numește Intel Xe Super Sampling, XeXSS, și versiunea 1.3 lansată în aprilie, acum, aduce și partea de frame generation. Cum Nvidia și CD Projekt Red, producătorul Cyberpunk, au ceva combinații împreună, implementarea AMD SFR3 și Intel XeXSS 1.3 se lasă așteptat. Dar s-au găsit niște oameni de bine care se pricep și au adaptat aceste două librării și pentru Cyberpunk. Tot ce trebuie să faci este să intri pe linkul din descriere și pe care o să-l pun și în comentarii ca să fie mai ușor de copiat, să descarci fișierul și să-l dezarhivezi în directorul unde este instalat Cyberpunk. După ce relansezi jocul, o să-ți apară opțiunea de frame generation și trei variante de upscale. Dintre toate, cu Intel XSS, mie mi-a scos cele mai multe FPS-uri și cu DLSS cele mai puține. Vouă cum vă iese, cu care vă merge mai bine? Ia lăsați un comentariu. Dacă văd că vă plac postările astea, o să mai caut și pentru Fortnite cum se face sau eu știu dacă îmi spuneți voi alte jocuri, dar până atunci cam asta e pe ziua de azi. Numai bine!